gazdă pentru Emil Sami, iar VC Ploiești va face deplasarea la Chișinău pentru duelul cu Sfântul Gheorghe. Acum Alexandru Bejan și este 1-0 din minutul 4 al meciului. Vede că Zimbru reușește foarte repede să deschide scorul în confruntarea cu VC Ploiești. Vedeți în imagine pe Vlad Boian, care nu a schițat niciun gest. De altfel, am vrut să vă spun un pic mai târziu că ambii antrenori, atât Vlad Boian cât și Iurie Groșev, mizează astăzi pe o victorie. Cât de ușor au reușit cei de la Zimbru să recupereze mingea la centrul terenului, a urmat de pasă în partea stângă, iar Bejan s-a descurcat de minune. Zavalișca. Mă duc în tare lui Zavalișca. Sidorenko face 2-0 în acest minut 34. A fost o nouă greșeală în defensiva celor de la FC Ploiești. Veți putea urmări pe reluare că nume pasă pentru Sidorenko a venit de la un adversar. Deci din minutul 34 Zimbru are 2-0 în confruntare cu FC Ploiești. Iată, să urmărim atent. Zimbru a încercat să construiască pe partea dreaptă, urmat o centrare spre care eu... ...o jucă. În felul ăsta are Heha, centrează Heha, Bejan și Bară! Bară îi salvează pe cel de la FC Ploiești, continuă acțiunea de atac a Zimbrului. Din nou Alexandru Bejan și de această dată este 3-0, iar Alexandru Bejan își trece în cont o dublă în confruntarea din această după amiază. Cred că nu se mai pune problema echipei care va obține astăzi toate cele 3 puncte puse în joc. FC Ploiești va rămâne cu minus 6 în clasamentul diviziei naționale, 16 învingeri din 16 meciuri. Iar odată cu acest succes... Nu a fost offside de la această fază, pot da lovitura de grație cei de la Milsami. Balon în fața porții. În a doua însă nu a venit nimeni. Andronic. Mingea băltată pentru Pâsla pe lângă portarul celor de la CSV Bălți. Lovitură de grație pentru Milsami în această etapă a 16-a. Deși a fost dominată în proporție de 70-80% în acest duel de CSV Bălți, echipa gazdă în lipsă de luciditate nu a reușit să conteze în fața porții. De partea cealaltă, relaxarea din defensiva bălțenilor a costat-o. Pâsla reușește să marcheze golul care ar putea să aducă toate cele 3 puncte la orchei. În urma acestui duel extrem de complicat, de aici din nordul Moldovei. Să vedem centrarea acestuia. Periculos și Ilie Damașcan reușește să înscrie. Ce greșeală pentru Valeriu Gaiu și pentru portarul Bardeș. Minutul 23 vine această deschidere a scorului. Nici nu s-a bucurat foarte tare Ilie Damașcan. A avut îndeplinit acolo o simplă formalitate pe vine și reluare. Deși a dominat jocul, nu a reușit să fie periculoasă nicio fază de poartă. Nu știu dacă a fost vreun șut pe spațiul porții. Sebastian Til trage la Mihail Meir. Reușește golkeeperul portughez să scoată mingea în primă instanță. După care același Sebastian Til înscrie. Nu au reușit să reacționeze jucătorii lui Lilian Popescu la respingerea lui Mihail Meir. Iar balonul a revenit la Sebastian Til, cel care a înscris la a doua șansă, evită această fază ofensivă. 1-0 pentru Șerif Tiraspol. Vom revedea foarte curând și această lovitură de la 11 metri. Scoasă în primă instanță de golkeeperul echipei gazde. Revedem lovitura de la 11 metri. Sebastian Til a tras pe partea stângă. Meir a plecat foarte bine. Și de Iuri Verne după să degajeze mai rapid. Să vină Sandu. Vreau înțeles ce a fost să poată. Khalid pe triplanul câștigat duelul cu Efros. Khalid, mingea care se duce foarte gol!
A profitat jucătorul din Ghana de ieșirea lui Mihael Meira, prins pe picior greșit, golkeeperul portughez încasează golul cu numărul 2. Foarte ușor însă Calida a scăpat și de fundașul celor de la Petrocub, Hâncești, este 2-0 și foarte aproape să învingă din nou cu 2-0 și Grifo Petrocub reanvesc în primul duel din acest sezon. Grifo a reușit să se impună cu 2-0 cu partida de la Tiraspol. Va acumula 31 de puncte, echipa lui Iurie Verne, după va rămâne la 3 puncte în spatele celor de la Milsaviș.